Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Stimați creștini, frați și surori, dragi oaspeți, noi suntem oameni trecători și în procesul acesta al existenței noastre scurtă și presărată cu necazuri, cu lacrimi, Dumnezeu ne cheamă la mântuire. Starea de mântuire ne oferă siguranță și liniște, atât în viața aceasta, cât în mod desăvârșit în viața viitoare. Apropierea noastră de Dumnezeu implică să citim Biblia, să ne rugăm și împărtășia altor oameni care, asemenea nouă, doresc cerul, ne strângem împărtășia frățească, așa cum suntem în această dimineață aici. Noi toți suntem frați. Avem aceeași valoare înaintea Domnului, care nu este dată de achiziții pământești sau de lucruri născute, ci este dată de suflet care are aceeași valoare de la alb la negru, de la bărbat la femeie. Suntem fericiți să petrecem dimineața aceasta cu dumneavoastră. La fel de adevărat este că într-o biserică mai mare, timpul niciodată nu este suficient. De aceea, predicatorii trebuie să aibă discernământ și să încercăm să-l organizăm, să-l gestionăm în așa fel încât Dumnezeu să fie lăudat, dar și să fie proporțional între muzică și cântare. Să nu transformăm serviciul divin în seminarii unde predicăm doar, dar nici în concerte unde doar cântăm. Lucrul acesta nu este ușor. De aceea, atunci când vă rugați, aduceți-vă aminte că există o imensă povară să facem lucrul acesta bine, că dacă nu-l facem bine, mai mult suferiți dumneavoastră decât noi. Stând înaintea Domnului, mai avem de făcut două lucruri în câteva minute și pe unul voi face eu. Adică, o să predic cuvântul Domnului. Aș vrea, din respect pentru aceste trei familii, Goman, Laza și Mitrache, să spun câteva cuvinte de predică. Subtitlul: relația părinților cu copiilor. Noi suntem chemați să trăim în familie pentru că Dumnezeu a organizat viața în jurul familiei. Nici o relație din lume nu este așa de profundă ca și relația de familie. Cu niciun prieten nu poți fi așa de aproape, așa cum ești cu membrii familiei, mai cu seamă partenerul, copiii și părinții. De aceea Dumnezeu a așezat în familie resurse de împlinire a nevoilor noastre. Dar, în ciuda faptului că în familie Dumnezeu revarsă cele mai abundente binecuvântări, familia este locul unde noi suntem chemați să ne implicăm cu toate resursele vieții și să ne sacrificăm. Și oricât de bine am face lucrul acesta, aproape niciodată nu este suficient. Când iubești pe cineva, oricât de mult și bine l-ai iubi, nu-l iubești la modul desăvârșit și el sau ea vede asta. Copiii au nevoie de o iubire pe care nu întotdeauna părinții le-o pot oferi așa de perfect. La fel soțul, soția, părinții. Vreau însă să trag un semnal de alarmă spunând trei lucruri care mi se par deosebite. Primul dintre ele, rolul părinților în ascultarea și cinstirea copiilor. De ce spun în ascultare și cinstire? Spun în ascultare și cinstire pentru că Biblia folosește două verbe care sunt folosite în funcție de vârstă și de starea socială a copilului. Spre exemplu, atunci când copilul este copil la tata și la mama, este în familia părinților, părinții sunt responsabili de el. El are datoria să-și asculte părinții, are obligația să implice părinții în deciziile pe care el le ia. El nu poate să facă ce vrea. El poate să facă ce trebuie, dar acest ce trebuie, deși este relativ, e flexibil, el trebuie să colaboreze cu părinții lui, fiindcă sunt autoritatea lui Dumnezeu peste el în perioada aceasta de viață când el stă cu părinții. A asculta este verbul obligatoriu. A cinsti este verbul care se aplică după ce tânărul sau tânăra se căsătoresc, își formează o altă familie și de obicei locuiesc într-o altă casă. Cel puțin așa ar fi ideal din punctul meu de vedere. Nu întotdeauna condițiile de mediu oferă oportunitatea aceasta și e problema fiecăruia. Dar copiii nu mai au obligația
să asculte de părinți așa cum a ascultat când era în casă la ei. De pildă, atunci când copilul este la mine acasă, noi mai avem încă un copil acasă, eu pot să-i spun, te rog frumos să te întorci la 11 acasă. Și el spune, tati, lasă-mă la 11 și un sfert. Ok, 11 și un sfert. Dar el colaborează cu mine cu privire la ora întoarcerii acasă. Cel puțin aceasta este regula, chiar dacă mai e presărată cu excepții. Ei bine, noi avem două fiice căsătorite. Eu nu le sun să le spun la ce oră să vin acasă, deoarece ele au soți, au familiile lor și pe mine nu mai mă implică în ora de întoarcere acasă. Datoria lor nu mai este să mă implice pe mine în deciziile lor, ci ele nu trebuie să mai asculte la modul desăvârșit cum asculta când erau în familie, dar au datoria să cinstească, așa spune Evanghelia. Sunt părinți care, datorită unor mentalități, nu le spun neapărat greșite, pretind ascultare de la copii și după ce aceștia se căsătoresc. Și nu fac altceva decât să-i pună pe proprii copii în conflict cu partenerul. Părinții trebuie să se dea un pas în spate atunci când copiilor se căsătoresc. Că 20 de ani de educație mă gândesc că le-a fost suficient. Iar dacă n-a terminat educația în 20 de ani, nu va termina nici până la 100. A asculta și a cinsti este responsabilitatea părinților. Acum, copiii care au trecut de vârsta ascultării au responsabilitatea să cinstească și acest verb a cinsti nu întotdeauna este ușor de înțeles, pentru că el poate fi diferit înțeles de la părinți la copii și de la copii la părinți. Un lucru este clar, dincolo de responsabilitatea pe care o au părinții să învețe pe copii să asculte și după ce se cătoresc să cinstească, Biblia prin Ioan Botezătorul spune următorul lucru sau despre Ioan Botezătorul. În Evanghelia după Luca, capitolul 1, Domnul Iisus Hristos, de fapt îngerul vorbind cu mama lui Ioan, care înainte să rămână însărcinată, îi spune următoarele lucruri: fiul care se va naște în tine va face o mișcare în țară, va afecta națiunea și el va întoarce pe cineva spre cineva în trei instanțe. Prima, va întoarce pe mulți dintre copiii lui Israel la Dumnezeu. Va întoarce inimile părinților spre copii. Și va întoarce pe cei neascultători la ascultare. Rămân la cea din mijloc. Observați că nu spune că va întoarce pe copii spre părinți, ci spune că va întoarce pe părinți spre copii. Puteți să vă explicați lucrul ăsta? Încercați o explicație în mintea dumneavoastră? Sunteți mulțumiți de explicația pe care o aveți? Mie ca părinte îmi place, mi-ar fi plăcut să spună că Ioan va întoarce inima copiilor spre părinți. Așa mi se pare normal. Dar dacă îngerul a greșit, atunci eu cred că nu a greșit și spun ce a spus el. Va întoarce inima părinților spre copii. Nu-i timp acum de explicații, pentru că o să trec la punctul numărul 2. Înainte să mai accentuez încă o dată, copiii care sunt la părinți acasă, dacă nu ascultă, nu neapărat cu copii, cu părinții au probleme, ci cu Dumnezeu. Iar dacă plecând de acasă nu-și cinstesc părinții, o să vedeți la punctul numărul 3 care este consecința. Punctul numărul 2. Măreția ascultării și cinstirii părinților. Biblia ne spune că a-ți asculta părinții e o poruncă și a-i cinsti de asemenea este o poruncă. Dumnezeu știe că pentru un copil e dificil să-și asculte părinții și mai ales să-i cinstească. Nu întotdeauna copiii merită să fie cinstiți din perspectiva... Nu întotdeauna părinții merită să fie cinstiți din perspectiva copiilor. Pentru că copiii se uită la filme, la Hollywood, îi văd pe zâmbăreții de tați și de mame, care n-au curea, n-au nimic, și aduc aminte că tata a fost aspru, că mama a fost nu știu cum, și tot le găsesc nod în papură. Tati n-a fost perfect, că n-a avut suficientă școală, că a fost crescut la țară, că a lucrat în agricultură, mama a fost aspră sau tata a fost aspru. Și puțin câte puțin se instalează în inima copilului motive ca să nu-l cinstească la modul absolut pe părinte. Dumnezeu știind asta, vine în întâmpinarea acestui pericol și le spune copiilor următorul lucru. Porunca pe care vă dau să vă ascultați, să vă cinstiți părinții, vine la pachet cu o promisiune, cu o făgăduință din partea mea. Nu din partea părinților, din partea mea. Dacă veți face lucrurile acestea, veți beneficia de două bonusuri. Unu, veți trăi mult. Poftim? Veți trăi mult.
Și doi, veți fi fericiți pe pământ. Care copil se gândește că ascultând de tata, Dumnezeu îl va răsplăti să aibă viață lungă? Dacă Dumnezeu spune așa, Dumnezeu nu face complimente și încurajări gratuite. Dumnezeu spune și cuvântul ieșit din gura lui e da și amin. Sunteți de acord cu asta? De aceea toți cei care mai au părinți și nu sunt căsătoriți, să asculte neapărat. Și cei care sunt căsătoriți să cinstească neapărat. Pentru că dacă reușesc să facă asta, Dumnezeu din cer are două daruri. Viață lungă veți avea și fericire de asemenea. Viață lungă. Dacă nu-i lungă, cum este? Scurtă. Și dacă nu-i fericire, cum e? Nefericită. Consecințele sunt sclipitoare, dar în egală măsură, în absența ascultării și cinstirii, sunt dezastroase. Puține porunci din Biblie sunt acompaniate de o promisiune, dar aceasta este pentru că Dumnezeu cunoaște situația și eu nu o explic. 3. Tragedia neascultării sau a necinstirii. Aveți și dumneavoastră în Biblie capitolul 20 din Levitic. Vă rog frumos să deschideți acolo. Veți constata că un om trebuia omorât pentru câteva lucruri în Israel. Omorât fizic. Cum? Cu pietre. Să o fii omorât cu pietre este foarte greu, că nu mor repede. E foarte chinuitor. Una te lovește în ochi și te doare cumplit. Una te lovește în piept sau în genunchi sau cine știe unde. Alta te lovește în cap, dar nu te omoară. Și zeci de pietre îți provoacă puțin câte puțin moartea. Dar procesul, fiind un proces, nu un eveniment instantaneu, e atât de dureros încât e cumplit să fii omorât cu pietre. Și totuși Dumnezeu, cel bun și iubitor, spune pentru anumite persoane în Israel să fie omorâte cu pietre. Care sunt motivele? Levitic 20, versetul 2. Dacă cineva își omoară copilul oferindu-l jertfălui Moloc, să fie omorât cu pietre. Deci primul motiv. Versetul 6. Dacă cineva se duce să cheme morții sau se duce la ghicitori, să fie omorât cu pietre. Al treilea motiv. Dacă un om oarecare își blesteamă pe tatăl său sau pe mama sa, aici sensul este atât că verbalizează necinstirea pe care o are în inimă, lipsa respectului, disprețul, dar și faptul că are în inimă dispreț și lipsă de respect. Biblia spune să fie omorât cu pietre. Apoi mai spune faptul că adulterul, căsătoria între rude de gradul 1, relațiile homosexuale, relații cu animale, pentru lucrurile astea cineva trebuia să fie omorât cu pietre. Nu vi se pare foarte aspru Dumnezeu că poruncește ca o persoană în momentul în care nu are respect pentru părinți, nu-i cinstește și verbalizează lipsa de respect prin dispreț, prin ironie, prin nepăsare, prin cuvinte urâte, să fie omorât cu pietre? Ce ați zice dumneavoastră de opinia psihologilor contemporani vis-a-vis de Levitic 20? Ce zic domnii studioși astăzi despre exigența primitivă scrisă de Dumnezeu în Levitic 20? Nu ne interesează ce zic, pentru că noi suntem chemați să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și să spunem acestei generații de copii următorul lucru. Dacă îți asculți tata și mama fiind în casa lor, vei avea o viață lungă și fericită. Dacă nu îți asculți tata și mama fiind în casa lor, vei avea o viață scurtă și plină de necazuri. 2. Dacă îți cinstești tata și mama plecând din casa lor, vei avea o viață lungă și fericită. Dacă nu-i cinstești, Dumnezeu îți stă împotrivă și nu vei avea o viață lungă și nu vei fi fericit. Asta o spune Dumnezeu indiferent de câte ori vei veni la biserică. Pentru că dacă vii așa de des la biserică și venitul la biserică nu-ți dă pocăința necesară să-ți asculți părinții dacă mai ești în casa lor sau să-i cinstești dacă nu mai ești în casa lor, atunci venitul la biserică este egal pentru tine cu nevenitul la biserică. Venitul la biserică înnobilează, schimbă, transformă, corectează, nu doar te face religios.
Închei scurtul meu de cuvânt de predică spunându-vă următoarele lucruri. Nimic în lumea aceasta nu e mai emoționant și mai greu decât să te raportezi la relația de familie. Pentru că copiii sunt copii în momentul în care ascultă că-s cu tine. Când s-au căsătorit, relația se schimbă și uneori sunt tot felul de lucruri greșit înțelese care provoacă multă durere, multe lacrimi. Mă adresez dumneavoastră care sunteți ori părinți, ori copii. În încheierea mesajului meu și vă spun următoarele lucruri. Cartea aceasta n-a înfrânt-o nimeni până astăzi. Este scrisă de un Dumnezeu veșnic și atotputernic care controlează universul. El a promis că va da o viață lungă și fericită copiilor care, fiind în casa părintească, și ascultă părinții, și a promis că pur și simplu va sta împotriva celor care nu-și ascultă părinții fiind în casa lor, provocându-le un chin teribil, neliniște, nopți nedormite de culoare albă. Dar la fel va face cu cei care au plecat din casa părintească și nu-și cinstesc părinții. Mă rog lui Dumnezeu, pentru toți cei care mai aveți mamă și tată, să vă raportați dacă mai stați cu ei în casă prin ascultare deplină din pricina interesului de a trăi lung, o viață lungă și fericită, și din pricina exigenței lui Dumnezeu să nu cumva să vă stea împotrivă doar pentru faptul că aveți o atitudine lipsită de respect în prezența disprețului, a unor sentimente, gânduri și cuvinte care exprimă disprețul prin batjocoră. Familia este locul unde noi trebuie să fim fericiți, însă Dumnezeu vrea să o protejeze atât prin prezența binecuvântării, dar și prin avertizmentul blestemului. Ascultați-mă bine, familia este protejată de promisiunea binecuvântării și de avertizmentul blestemului. Vei avea dintre aceste două ceea ce faci față de părinți când ești cu ei acasă și ceea ce faci în ceea ce privește cinstea după ceea ce pleci din familie. Dumnezeu să ne binecuvinteze, atât pe părinți cât și pe copii. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.